Meu, sunt gazda dumneavoastră pentru următoarea oră și jumătate aici la Global News, așa cum v-am obișnuit de altfel și iată ne uităm că ministrul agriculturii Florin Barbu a declarat la deschiderea unui hipermarket în sectorul 2 al capitalei că prețul alimentelor de bază a scăzut în urma implementării ordonanței privind plafonarea adaosului comercial. Cu toate că ministrul e preocupat să facă reclamă corporațiilor străine, românii susțin că alimentele s-au scumpit, nici de cum nu s-au ieftinit. Și am să citez, iată, din declarația făcută de Florin Barbu, ministrul agriculturii. Am fost zilele trecute prin mai multe magazine pentru a vedea cum a fost implementată ordonanța privind plafonarea adaosului comercial. Am identificat lucruri foarte bune. Și în magazinele din rețeaua dumneavoastră, prețul alimentelor de bază a scăzut. M-aș bucura foarte mult ca și în acest magazin împreună să identificăm și să vedem prețurile scăzute la cele 14 produse agroalimentare, așa cum au fost transpuse în ordonanță, a declarat acesta. De asemenea, a mulțumit reprezentanților hipermarketului pentru efortul comun în a sprijini românii cu venituri mici și medii în lupta cea mai grea cu prețurile la produsele agroalimentare. Dacă asta nu este reclamă, atunci nu știu cum mai putem cataloga o reclamă. Vreau să discutăm despre acest subiect cu invitații noștri de la această oră pe care îi salut. Dorina Barcari, expert pensie, alături de noi în platou. Bună seara, doamna Barcari, mulțumesc pentru prezență. Bine ați venit! De asemenea, Aurel Moldovan, avocat, domnule Moldovan, bună seara, bine ați venit, mulțumesc pentru prezență. Bună seara, oricând, cu mare drag. Prin legătură telefonică este alături de noi Georgiana Teodorescu, coordonator AUR, avocat, dar și lector universitar. Bună seara, doamna Teodorescu, vă mulțumesc frumos pentru prezență. Bună seara, vă mulțumesc tare mult pentru invitația. De asemenea, așa cum puteți vedea legătură video de această dată, îl putem vedea pe Marius Tudor, consilier politic. Domnule Tudor, bună seara, vă mulțumesc frumos și vă invidiem. Iată, sunteți departe de București, oricum în natură, undeva e bine la dumneavoastră, nu e răcoare. Salut, Mona, vă mulțumesc pentru invitație. Bună seara și invitațiilor. România e o țară mândră și frumoasă, stimată doamnă. Trebuie să ne bucurăm și să investim în ea, nu să o vindem. Din acest motiv sunt aici. Așa este și bine faceți. Ne uităm, iată, la declarațiile și la activitatea pe care o are ministrul agriculturii, domnul Barbu, care cred că este evident că dacă nu face reclamă la acel hipermarket, nu știu ce căuta acolo la deschidere. Mai spunea dumnealui, știu că aveți un parteneriat cu Casa Unire, aveți un parteneriat foarte bun cu producătorii locali și m-aș bucura foarte mult ca acest parteneriat să continue, să-l consolidați mai mult, astfel încât pe rafturile magazinelor dumneavoastră să fie cât mai multe produse românești, a mai adăugat ministrul agriculturii la deschiderea magazinului. Are cât la sută din produsele vândute din hipermarket sunt românești, astfel încât ministrul să promoveze magazinul. Vedem, iată, imagini cu ministrul la deschiderea acestui hipermarket. Nu o să-i dăm numele, este evident în ce supermarket se află. De ce nu s-a dus la Vâlcea, să zicem? Avem acolo Diana, Anabela, Euromarket, sunt lanțuri de magazine românești de la care ministrul ne putea transmite cum stă treaba, nu cu prețurile, și să-i felicite pe vieții oameni care abia mai rezistă pe piața asta invadată de hipermarketuri. Doamna Barcari, cum comentați, iată? Dom'le, eu consider că țărișoara noastră foarte bogată, ea nu poate fi săracă nici într-un fel, dar e sărăcită cu sălbăticie. Și oamenii din ea suntem sărăciți cu sălbăticie. Astăzi am avut, mă rog, stupoarea să aud din gura unui politician, nu dau partid, nu dau nume, dar e politician. Așa, asta poate fi o răutate din partea mea, că eu nu sunt politician. Dar la un moment dat a zis politicianul respectiv, domnule, la cât sunt de săraci unii oameni, un leu, doi, de că faci o economie, este mare lucru. La ce se bucură un politician că oamenii sunt atât de săraci încât pentru ei un leu sau doi contează? Pentru asta conduc ei țara, încât să fim atât de săraci și să devenim așa de umili încât să ni se arunce niște firfirici și să murim de încântare? Să poate? Când unde te întorci, unde te sucești, totul e scumpit, de fapt.
S-au ieftenit 3, 4, 5, 10 produse. Chiar vorbeam adineori că s-au ieftenit niște ouă în niște condiții. Să fie 10 și să fie din categoria M. Dacă sunt 11 sau 15 și sunt din categoria V, nu e. Sau S? Mă rog, nu știu. Nu deci, mai intră. Eu până acum nici nu știam că există categorii de-astea, dar mă rog, e o chestie de specialitate. Dom'le, cum să spun... Când păi e vorba, că nu frecventați aceste hipermarketuri, doamna Barcari. Da, când e vorba să se scumpească, se scumpește curentul peste tot, la fel, și se scumpește, dublează, triplează și așa mai departe. Se scumpește benzina peste tot, se scumpește gazul, dar nu cu un leu și nu cu doi, ci se dublează, se triplează. Ori astea de ce nu s-au jumătățit sau să se pesfert? Nu? Trebuie să ne bucurăm, dragi români, la un leu, că atâta se poate. Ăsta e mesajul, că altul ce? E trist, e dureros. Domnule Tudor, vin către dumneavoastră și vă întreb așa, vi se pare firesc ca un ministru al României să promoveze, iată, personal, un produs străin? Nu mi se pare deloc firesc, l-aș fi invitat pe domnul ministru Barbu pe marginea ADN-ului București-Ploiești să promoveze produsele alimentare, dar roșiile, castraveții agricultorilor care abia și le vând săraci pe marginea drumului. Să mergi la un supermarket nemțesc pentru că probabil ți s-a ordonat ca să-i faci reclamă, e pur și simplu bătaie de joc la adresa românilor sau probabil îndeplinește ordinul prim-ministrului Ciolacu. Ne spun oamenii că au micșorat prețurile la câteva alimente. Bun, dar au crescut TVA-ul la altele. Și dacă românul merge la cumpărături și se uită pe bonul acela fiscal pe care îl primesc, da? O să vadă că au cheltuit tot atât sau poate chiar mai mulți bani. Da. De altă parte, permiteți-mi să vă ofer și soluții. Pentru că e foarte important. Dacă domnul ministru nu le știe, eu le știu. De ce le știu? Pentru că citesc. Tot de altă. Da? Domnule ministru, aveți un plan strategic agricol comun și aveți acolo miliarde de euro prin care puteți ajuta toți oamenii, inclusiv fermierii și agricultorii și nu știu de ce nu o faceți. Poate ne spuneți dumneavoastră sau poate încă nu ați aflat. Pe de altă parte, nu mai spun singur lucru. Ok, spun ei că s-au micșorat prețul, dar avem o lege, 312 din 2009. Este legea comercializării produselor alimentare, v-am mai spus despre. Ea poate fi modificată dacă se dorește, astfel încât în supermarketurile din țară să avem peste 51% produse românești. Pe de altă parte, dacă nu vor să facă lucrul ăsta, dacă vezi, domnule, haideți să ajutăm agricultorii să-și vândă produse românești. Cum? Prin piețe de desfacere. Cum să facem lucrul acesta? Pe fiecare unitate administrativă teritorială din țara asta are pe lângă ea un grup de acțiune locală care primește bani din politica, nu știu, agricolă comună, din fondul european pentru dezvoltare rurală sau din fondul european pentru dezvoltare regională. Înțelegeți? Și atunci pot lua banii ăștia, dar știți cum e? Oamenii ăștia iau banii și vă spun din experiență proprie, bazat pe documente. Parchetul european care investigează fraudele cu fonduri europene ne spune că în anul 2023 din 2,34 miliarde de euro acordate României în domeniul agriculturii, un miliard constă în fraudă. Adică banii ăia s-au dus prin niște buzunare. Ale cui buzunare? Bănuiesc că știm cu toții că diferența e prea mare între cei 8 milioane de români săraci lipiți pământului și unii care stau pe la cârma țării, da? Și se plimbă prin mașini de lux, de serviciu și îți plătești nu știu ce petreceri pe Nițcaiva, vârf de munte, ca și nu-i vadă lumea. Despre asta vorbim. Dar permiteți-mi să fiu și puțin răutăcios în această seară, da? Dar cu intenții bune. E o analogie dificilă. Dom'le, și noi românii suntem de vină. Și dacă în 2024 o să mai alegem ce ne propun unele partide pe listă, fără să cunoaștem oamenii care sunt care sunt acolo cu noi, atunci avem o parte de responsabilitate. Să deschidem bine ochii, pentru că 2024 este an unic din punct de vedere electoral. La cărma țării trebuie să ajungă oamenii cu principii și valori puternic fundamentate în credința noastră strămoșească. Adică, dragostea de aproape care se bază în 7 ani de acasă, da?
familia și credința în Dumnezeu. De ce vă spun lucrul acesta? Noi în familia noastră facem tot ce ne stă în putință ca ai noștri copii, soți și soții să trăiască bine. Bă, dacă ai noștri guvernanți s-ar gândi la România asta mândră și frumoasă ca la familia lor, oare n-ar fi bine? Nu, dar ei văd România, știți cum? Ca pe o pradă. Ca o vacă de mulți pe plaiurile astea mioritice din spatele meu. România ca pe o pradă. Să sperăm că nu cea modificată genetic, da, care emite mai puține gaze și rezistă mai mult la căldură. Dar vorbim și despre asta imediat, domnul Tudor. Apropo de vaci, știți că dacă tot l-ați adus în discuție, n-aș fi putut să trec peste. Aș vrea să-l salutăm însă și pe domnul Lucian Marincea, fermier, ni s-a alăturat. Domnule Marincea, bună seara, vă mulțumesc frumos pentru prezență și că probabil ați fugit de la treabă, ați lăsat din treburi pe umerii celorlalți membri ai familiei și ați venit să stați cu noi și vă mulțumesc pentru asta. Și eu vă mulțumesc, salutări de mâini dumneavoastră și doamnelor din platou, salutări domnilor care sunt alături de noi și salut cu respect telespectatorii dumneavoastră. Pot să spun că urmăresc de la început, am transmis un mesaj că nu știu dacă voi putea să fiu de la început, urmăresc de la început discuția. Numai bunul Dumnezeu ne ajută, nu ministrul agriculturii, acum la mine plouă, o ploaie neanunțată. Am fost făcut pleașcă, deci ud până la piele, din cap până în picioare, eu și familia, că am fost după animale la pășune să le luăm, să le aducem la graj, să le băgăm la mulți. Am lăsat acolo toția să curajeze, să facă toată treaba, să termine și eu am fugit până aici la dumneavoastră. N-am apucat nici de tricou să mă schimb. Vă mulțumim. E bine că plouă, domnule Marincea, în acest moment? Foarte bine. Este foarte bine. Oricând o ploaie este binevenită. Binevenită. Și v-am spus că Dumnezeu ne ajută atât. În rest, ne mai mângâie Dumnezeu mai așa pe creșteri din când în când, domnule Marincea, căci atâta ne-a mai rămas, știți? Să ne uităm la Dumnezeu și să ne rugăm să facă pentru noi ceva, o minune, poate, căci avem mare nevoie de o minune. Așa este, dar nu doar atât ne-a mai rămas, este vorba ca și noi românii să ne implicăm în tot ceea ce ține de noi. Mâine voi fi alături de colegul Muscă și de alți fermieri din țară la ora 9 la o întrevedere cu ministrul agriculturii, dezbateri pe PNS, dar nu am nicio mare așteptare de la ceea ce se va discuta, pentru că micii fermieri nu prea sunt luați în seamă și propunerile lor nu sunt luate în seamă, sunt luate de cât marile asociații, mari fermieri sunt băgați în seamă, pentru că aceia cotizează la partide. Noi nu putem să cotizăm la partid și de aceea nu, pentru că nu avem bănuți și de aceea nu suntem luați în seamă. Domnul Marincea, poate îl întrebați pe domnul ministru, dacă tot vă întâlniți cu el mâine, ce căuta la deschiderea acestui hipermarket și când îl vom vedea alături de românii noștri, da, în magazinele astea românești, da, cum spuneam, poate ajungea în Vâlcea și avem acolo Diana, repet, Anabela, Euromarket, sunt lanțuri de magazine românești, când îl vom vedea și într-un astfel de magazin? Poate adresați dumneavoastră întrebarea, cu noi e mai greu să comunice, știți, nu poate răspunde oricui la telefon. Georgiana Teodorescu, doamna Teodorescu, ne uităm la ce vizite, iată, întreprinde ministrul agriculturii. Vi se pare normal? Nu, doamna Solomon, nu mi se pare normal și dați-mi voie să vă spun că această, așa zis, cădere a prețurilor este de fapt praf în ochii românilor. În primul rând, această scădere vine după o creștere a prețurilor alimentelor cu aproximativ 30% din iunie până în august. Cam cu atâta s-au scumpit. Ne zice Consiliul Concurenței că ar fi scăzut prețurile cu 34%, dar haideți să vedem la ce reduceri se referă Consiliul Concurenței. Că, de fapt, reducerile sunt, de exemplu, la struguri, 34%, prune, circa 30%, cartofi, 28%, morcovi, pepene. Dar astea sunt produse care nu se regăsesc în lista de 14 produse ale guvernului. Haideți să le enumerăm pe acestea 14, dacă îmi permiteți, doamna Teodorescu. Pâine, lapte, brânză, iaurt, făină, mălai, ouă, ulei de floarea soarelui, carne proaspătă de pui, carne proaspătă de porc, legume proaspete vrac, fructe proaspete vrac,
cartofi proaspeți, vrac și zahăr. Iată, cele... Da, da, nu per total, sunt pe categorii. Nu sunt în discuție. Prețurile pentru fructe și legume fluctuează și e și normal să se întâmple chestia asta pentru că sunt sezoniere și prețurile Absolut. Lor cresc în funcție de cerere. Corect. De fapt, toată ieftinirea asta de care ne zice guvernul e de câțiva bănuți pe alocuri, deci vorbim de bani, nu de lei, la câteva categorii de produse care sunt foarte atent alese. Și chiar dacă doamna Barcari a vrut să dea dovadă de eleganță și să nu spună care este numele partidului politic reprezentat de politicianul despre care vă povestea, vă spun eu, e vorba despre PSD. Și a fost o discuție la o altă emisiune, că întâmplarea face că eram în platou cu doamna Barcari și pot să confirm cele povestite de domnia sa. Aceasta este poziția guvernului României. Da. Față de pensionari, față de români. De să cetățeni. Se mulțumească cu o reducere de câțiva bănuți. Deci cam despre asta este vorba. Și când vorbim de sortimente... Nu, da, să se mulțumească, adică asta m-a jignit, m-a ofensat. Da, atitudinea. Exact, adică a umilit, practic. Păi nu, da, pentru că a zis, oameni atât de săraci pentru care un leu contează, de să se mulțumească cu leul ăla. Da, ce pot să vă spun, este că s-a făcut un experiment, de exemplu, un jurnalist, imediat după aplicarea OUG, a cumpărat 10 produse alimentare de bază, printre care ouă, pâine, carne, toate astea. Pentru aceste produse, costul a fost de 91 de lei. Înainte de 1 august, dacă le-ar fi cumpărat, ar fi plătit 93 de lei. Deci avem o diferență de 2 lei la tot coșul de cumpărături. Asta este realitatea românilor. Și în timp ce românii sunt mintiți că acum huzuresc, că li s-au scăzut prețurile la alimente și că pot să mănânce mai bine, de fapt, guvernul pregătește o ordonanță de austeritate, taxe crescute, impozite crescute, facilități fiscale eliminate, care o să afecteze întreaga societate și care o să anuleze efectul acestor așa zise scăderi și o să ducă la o sărăcire și mai mare a poporului. Dacă îmi permiteți, tot în emisiunea asta s-a mai discutat la modul ăsta. Domnule, trebuie să înțelegem că suntem într-o situație de criză și toți trebuie să înțelegem că trebuie să facem niște sacrificii. De câtă vreme suntem în situația asta de criză, doamna Barcă? Eu, cetățeanul român, spun... Nu, dar eu pun așa... Eu, cetățeanul român, pun așa... Când s-a cheltuit prostește niște sume de care nu știe nimeni ce s-a întâmplat cu ele, eu cum eram părtaș la asta? La sumele alea de bani, care miliardele alea care s-au aruncat nu știm unde. Acum sunt părtaș la sacrificiu. Mulțumesc! Eu am mai trecut odată prin sacrificiu ăsta, că fac parte din generația care am plătit datoriile țării. Odată! Acolo unde a început... Dumneavoastră și noi toți românii trebuie să facem acest sacrificiu și să strângem cureaua, da. Pentru că avem un guvern irresponsabil care a generat o gaură colosală în bugetul țării, care a doamna Teodorescu, nu avem un guvern... Două secunde. Nu, haideți să privim realitatea. Toate guvernele care s-au succedat din 90 până acum au adus țara în halul în care este acum. Atâta timp cât doar se plâng că ăia dinainte au furat, dar nu e nimeni de vină și nu e nimeni pedepsit pentru furturi, sunt toate guvernele complice la distrugerea țării, fără discuție. Deci să nu vină mie să-mi spună guvernul de acum că el e domnișoară nevinovată, că el alții sunt de vină. Bun, pedepsește-i! Ai curat să o faci? Nu! Atunci ești complice. Cine dar știți care e marea tragedie? Că oamenii ăștia de 30 de ani sunt plătiți ca să dea vina unul pe celălalt și pe greaua moștenire. Bă, fraților, dar dacă nu puteți să suportați să conduceți o țară, nu-i mai bine să mergeți voi acasă, că de furat... Dar, domnule Tudor și stimați invitați, cât o să mai asistăm la faptul că cetățeanul este cel care trebuie să strângă cureaua? Dar guvernul ăsta... Când o să strângă cureaua, domnule Moldovan? Când o să vedem un guvern care strângă cureaua? N-au bretele. Ei și-au pus bretele, n-au curea, nu pot să strângă. Da, corect, așa este. Din păcate, în loc să asistăm la o echilibrare a redresării economiei, în loc să cele două partide să se întâlnească, să nu se mai certe, să nu mai existe aceste dispute în defavoarea noastră a cetățenilor, o să vedeți că o să intrăm într-un colaps și mai mare economic și o să mergem spre faliment.
Acolo dar ne îndreptăm. Numai că sunt certuri, domnule Moldovan, ei iau măsuri care ne afectează pe care noi ne direct, care ne cocoșează, ne împovărează, ne-au ajuns cuțitul la os. Au distrus tot sistemul privat românesc. L-au distrus. Oamenii care mai rezistă sunt efectiv aduși în stare de disperare. Se cârpesc de la o zi pe alta. Privatul român, deci ăla care are afaceristul român, este omul cel mai călcat în picioare de toate taxele. Dacă o multinațională nu are chef să plătească, nu vrea să plătească, nu plătește. Dar dacă afaceristul român zice, dom'le, nu mai am de unde, da faliment, la revedere, ai dispărut. Trage oblonul. Și sigur, ori, noi, eu am pus problema asta de mult și am fost contrazisă, dar uite că îmi pare rău că am dreptate. A fost distrus sistemul economic de stat, prostește, fără să ne gândim că un stat fără putere economică nu-și poate apăra interesele naționale în orice situație, între care intră și afacerea românilor. Pentru că românii au rămas la mâna unor străini care vin să facă, să desfacă la noi în țară și statul român să se supună, că el nu are nicio sursă. Dacă noi rămâneam cu industria așa cum a fost ea, să o dezvoltăm, dacă noi aveam transporturile neafectate așa cum erau ei și să fi rămas și în patrimoniul statului, că în fond e patrimoniul nostru a tuturor oamenilor din țara asta, da? Aveam cu ce să ne ajutăm și să ne sprijinim sistemul privat. Acum sistemul privat este călcat în picioare de orice alte interese decât cele românești. Din păcate, într-un an de zile, 19.000 cel puțin de societăți comerciale și-au încheiat activitatea. Poftim. Da? Și atunci, despre ce economie vorbim? Despre ce interes al cetățeanului? Nu, dar mai e mai mult. Uitați-vă, statul, dacă este atât de spoliat și de sărăcit și dependent de mila și pomana, să zicem din privat sau din altă parte, așa, cum mai poate să-și susțină elementele economice sau de economie și de interes național neproductive, cum sunt arta, cum sunt știința, cum sunt medicina, astea nu sunt productive, astea trebuie să existe ca o societate să fie sănătoasă și normală la cap. Păi noi dacă nu mai avem bani și statul nu mai are, de unde să le dea? Sigur că renunțăm la ele. Doamna Barcari, statul are foarte mulți bani, dar haideți să vă spun ceva ca să vedeți cât de mare e nesimțirea. Dar nu pentru noi. Da? Dom'le, avem un deficit bugetar de vreo 40 de miliarde de lei. Și noi, nu noi, iertați-mă, și ei sunt atât de irresponsabili încât au dat o ordonanță atunci de implementare a acelei decizii a Consiliului Uniunii Europene cu privire la taxa de solidaritate, prin care au scutit austriecii de la OMV să plătească statului român vreo 3 miliarde da. De euro. Păi mai mult decât atât, tot pe austriecii ăștia care, apropo, mulți dintre ei ne taie pădurile astea frumoase din spatele meu, da? I-au scutit de la neplata datoriei din redevență de vreo 600 de milioane de lei. Și acum vin să ne spună că nu o bar. Țineți minte ce vă spun. România este o țară plină de resurse financiare. Parcă ele nu ajung acolo unde trebuie. Că dacă ar ajunge acolo unde trebuie, țara asta ar înflori. Iar aia 700.000 de muncitori în construcții din diaspora ar veni și ei pe acasă, pe la copiii lor, pe la familiile lor, ca să nu mai vorbesc de cei peste 6 milioane de oameni. Da? Sunt absolut dispus să le ofer N soluții, inclusiv de politici publice, inclusiv de instrumentare financiară pe care oamenii să le pună în practică. Domnul Tudor, sunt acum? La vedere soluțiile astea. Sunt la vedere. Problemă. Sunt. Problema majoră este următoarea. Calitatea umană, lipsa de umanitate. Eu săptămâna aceasta am fost pis la acea mamă care a născut pe stradă și care e de etnie romă, la Urziceni, într-un sat Bărbulești. E româncă, domnule, ce etnia lui Pește. E vorba de româncă. E cetățea român. Corect. Doamna Barcari, vă spun lucrul ăsta pentru că medicii de acolo, când au văzut o fustă de țigancă cu port tradițional, n-au vrut să o primească să nască. Păi aia e grav. Ca să înțelegeți prejudecata. Asta e altă problemă. Dar eu am fost acolo, un simplu cetățean, ca să-i fiu aproape și îi botez și fetița, o cheamă Sonia. Să-i dea Dumnezeu sănătate. Mi-ar fi plăcut, stimată doamnă Barcari, oameni buni, ca miniștrii care au dus sistemul ăsta de sănătate publică în cap în ultimii 30 de ani, să se fi dus, cum s-a dus domnul Barbu, care s-a dus acolo pentru popularitate, să cumpere ceva, lucruri ușoare, frumoase,
ce alimente pentru familie, pentru copilă și să duc așa să spună, bă, ne cerem scuze că am încălcat cel mai important articol din Constituția României. Domnul acela Barbu, de a avea grijă. Domnul Tudor, ce ați mâncat acum? E ceva, v-ați intoxicat cu ceva? Da. M-am intoxicat cu bunătate și dragoste de aproape, doamna Parcari. Problema este mai gravă. Dacă te duci în hipermarket unde a fost domnul Barbu, ai să remarci că nu știu dacă găsești un pe lângă un sortiment românesc, da, o să găsești vreo 10 din import. Nici de cum două produse românești unul lângă celălalt. Cam asta. Dar e... eu mai pun o problemă. Sunt două probleme care țin de agricultura românească. Una, agricultorii noștri nu au unde să-și vândă marfa în piețele din România. În București sunt piețe goale, închise, hăli închise. Eu știu pe un reprezentant al agricultorilor care a umblat din piață în piață în piață și n-a putut să obțină niciunul din spațiile astea. Am întâmplător am vorbit cu unul dintre consilierii de la un așa care mi-a vândut niște gogoși mai mari decât el. Că vezi, doamne, agricultorii noștri vor milă și pomană, nu vor să închirieze, domnule, și așa să fie. Decât să o ții închisă și să nu funcționeze, dă-o pe gratis la agricultorul român, pune-i niște condiții de întreținere și de modernizare și cu asta basta. Stai, da, ca folosești... la Barcari, că ce vrea să facă guvernul celălalt acum este să interzică crescătorii de porci, adică să le interzică fermierilor să-și iar mai vândă încep, porcii. Iar încep cu porcii. Păi iar încep cu dacă porcii. Dacă n-au putut să-i cătai întotdeauna, năvălește pesta porcină numai înainte de Crăciun. Nu știu cum se întâmplă la noi și atunci luăm carne de la unguri, când noi avem atâția porci. Și până la urmă veterinarii au spus foarte clar că pesta porcină nu este de netratat și nu se poate trata doar prin uciderea porcilor. Deci ne bate joc de la nivel înalt de oamenii noștri. N-avem niciun fel de înțelegere, de românism în noi. Vreau să-l întreb pe domnul Marincea. Domnul Marincea, anul trecut Casa Unirea a livrat 200 de tone de legume și fructe proaspete în rețelele marilor retailer din România și 20.000 de conserve până la finele anului trecut. E mult, e puțin, e suficient. Cum vedeți dumneavoastră aceste cantități? Apropo. Nu știu dacă este mult, nu știu dacă este puțin. Problema este că acele produse au fost vândute de Casa Unirea ca un intermediar. Noi trebuia să avem magazinele noastre, noi nu trebuia să livrăm hipermarketurile străinilor. Eu știu un fermier din județul Mehedinți, un mare fermier care a pus undeva în jur de 10 hectare de varză, a avut contract cu Casa de Comerț Unirea și nu i s-a preluat o varză, un kilogram de varză nu i s-a preluat, pentru că nu era convenabil prețul cu care trebuia să-l vândă hipermarketului Casa de Comerț Unirea. Deci despre ce vorbim? Ca să fie un intermediar pe banii românilor nu este ok. Nouă ne trebuia să facă piețe pentru producători. Noi ne trebuia să facă magazine. Dar și noi cetățenii vrem asta. Noi cetățenii vrem ca agricultorii noștri să ne vândă direct, nu prin intermediari. Să avem piața unde să vină agricultorul să îmi vândă mie. Am o propunere pentru dumneavoastră, îmi permiteți? Domnul Marincea, sunteți probabil printre fermieri unul dintre oamenii și liderii respectați pe care oamenii pot asculta. Eu vă spun așa, în momentul acesta, până prin 2027, guvernul României, adică domnul ministru Barbu, are la dispoziție un miliard de euro și pentru construirea unor astfel de centre de desfacere, de vânzare. Vă rog eu frumos, luați fermierii, 100, 2, 3, 500, câți vreți. Și vin și eu și vă susțin. Și mergeți în fața Ministerului Agriculturii să-i spuneți omului care se numește Florin Barbu care bani dacă nu știe să vă ajute și că ăsta e dreptul dumneavoastră. Știți de ce? Pentru că noi, în fiecare an de zile, plătim în jur de vreo 2 miliarde de euro pe la un buget al Uniunii Europene și banii ăștia ne vin înapoi. Dar nu ne vin nouă cei care îi plătim. Da. Le vin lor cei care conduc. Aia. Asta așa este. Aveți dreptate. Știm că sunt bani pentru fermier, dar așa este cum spuneți dumneavoastră. Trebuie să știm cum să-i cheltuim și trebuie să banii aceia trebuie să fie puși la treabă.
Domnul Maringea, chemați cetățenii din orașe să vină cu dumneavoastră în susținerea dumneavoastră, că e și avantajul nostru, ca dumneavoastră să fiți cei care să vă vindeți marfa în piață, nu alții. Și să nu mai fie închise piețe în care să n-aveți acces. Sunt de acord cu dumneavoastră și cred că cetățenii și consumatorii Absolut. Vor fi alături de noi de fermieri mai repede decât sunt fermierii alături de noi de liderii lor, pentru că fermierii la rândul lor sunt amenințați dacă află că merg la un protest de undeva. Sunt amenințați de primar, de președinți de consilii de țene. Sunt amenințați cu controle, sunt amenințați cu fel și fel de nenorocire. Este foarte important ce spune domnul Marin. Nu dumneavoastră, de dumneavoastră n-au ce să vă facă. Dar eu le-am spus, fraților, eu lucrez după Revoluție, nu am știut să fac decât agricultură. Între ghilimele că nu am știut să fac de economist de profesie. Am plecat de la o mare firmă. Am plecat de la o mare firmă care este în zona mea la Zimnicea, care a distrus zona, care la rândul ei a fost distrusă tot de politic. Da, știu. Și am vrut să fac, deci să fiu propriul meu stăpân, să fiu propriul meu sclav. Vreau să fiu sclavul oamenilor și al cetățenilor români, vreau să muncesc pentru consumatorii români, nu vreau să muncesc pentru multinaționale, vreau să produc pentru români, ca românii să mănânce produse de la noi din țară. Acum câteva ore m-am întors dintr-un bazin legumicol de la Wolf, iar oamenii sunt disperați, își vând produsele pe niște bani de nimic și acum au mai crescut un pic prețurile, dar au fost roșiile la Bax la 50 de bani kilogram undeva. Păi veniți în orașele mari, în fața primăriilor și demonstrați și chemați-i pe cetățeni să vină, că vor veni pensionarii aduși în stadiu de sărăcie, Lucie, vor veni sigur. Sunt de acord cu dumneavoastră, noi trebuie clasa politică ce va veni în anul 2024, trebuie să lucrăm împreună cu ei la schimbarea legislației, pentru că noi suntem pasibili de dosare penale, suntem pasibili de mari amenzi pe care, sincer vă spun, noi nu putem să le plătim. Eu personal, cu familia mea, dacă raportăm la membru de familie, de-abia îmi scot un salariu minim pe economie. Și atunci de unde să plătesc amenzi sau fel și fel de... Credeți-mă că doamna și dumneavoastră știți, doamna Barcari și doamna Solomon știe că eu nu mi-am permis cu familia, pe lângă faptul că nu au fost bani, nu mi-am permis de 29 de ani de când sunt împreună cu soția să merg într-un concediu. Ăsta e cadou politicienilor noștri pe care l-avem foarte da, mulți. Deci este bătaia de joc a politicienilor în care am avut încredere. Este dureros să auzi un om care muncește, da, în propria gospodărie de 20 de ani să nu ajungă într-un... În agricultură nu ți-e zi liberă. Într-o vacanță, o dată, în agricultură nu poți, nu poți să-i spui porcului și vacii, azi e duminică, nu mă mișc. Trebuie să te duci. Știi ce se întâmplă, doamnă? La porc sau la pasăre am fi putut să facem ce facem. La vaca de lapte nu putem să facem nimic. Păi vaca de lapte este mineritul de suprafață al agriculturii și al zootehniei românești. Eu nu pot să plec de lângă vaca aia, pentru că noi nu avem oameni cu care să muncim, sau dacă avem oameni, avem oameni de o calitate îndoielnică pe care nu mă pot baza, și atunci prefer să muncesc cu familia. Eu de ani de zile muncesc decât eu cu soția și cu băiatul meu. Și cât sunt ca dumneavoastră? Stați să ne gândim că noi îl știm pe domnul Marincea, da? Că îl avem aici. Nu vă mai dau un fenomen. Ăștia de la Ministerul Agriculturii, toți se băicăresc, toate, care, toți care au fost pe rând, toți miniștri în sfârșit, se băicăresc că agricultorii sunt niște incapabili să-și formeze o industrie agricolă, adică o fabrică de omoară, o fabrică de conserve. Păi să-i lăsa să facă asta? De acord, hai să spunem, agricultorul nostru român e un handicapat, incapabil să creeze și industrie agricolă, el face doar agricultură. Bun, tu ești minister. Ai văzut ce ai constatat în ani de zile, că agricultorul român n-are spiritul ăsta? Pune mâna și organizează-le tu.
să fie ale statului, foarte bine, moara statului, fabrica statului, unde să vină agricultorul român să-și vândă marfa lui agricolă la un preț foarte mic și să scoată niște produse agricole, industriale foarte bune. Păi cum să facă asta, doamna Bartra, să avem fabrica de zahăr și așa mai departe? Tu inițiezi proiecte în care le interzici să-și mai vândă carnea de porc și porcul, da? Păi, dacă vin tot felul de ageamii politici care au acces la asemenea legislație, care n-a crescut în viața lui un porc și îi spune agricultorului cum să se spele pe mână, păi doamna cum adică? Teodorescu, apropo, această măsură, da, de a interzice fermierilor să-și vândă porcii de pe care îi cresc cine? În gospodărie. De către cine? Ce, unde duce? Ce înseamnă duce asta? Către, e la fel ca și cu Greta Trotineta. Este o nouă lovitură la adresa fermierului român și nu o să facă decât să sărăcească și mai mult oamenii. Da. O să fim nevoiți care să cumpărăm surta? Toate produsele de carne din importuri, că la asta se ajunge. Dacă românul nu poate să-și mai crească porc în bătătură și păi nu are oricum voie să găsim 70% din carnea de porc de la raft este importată. Asta păi vedem cu toții. 100%, o să ajungă 100%, că asta se dorește. 70% din carcasa de porc care vine în supermarketuri e, de exemplu, bulgărească. Dar care-i sursa nebuniei, acestei nebunii? Ei n-au pestă porcină? Mai ales înainte ei de Crăciun. Nu au, că sunt mai puternici. A venit Franz Timmermans în momentul în care a preluat împreună cu Ursula von der Leyen președinția Comisiei Europene și a spus, bă, avem nevoie de un pact verde că, vezi, doamne, e prea poluată atmosfera, schimbările astea climatice. Au mirosit ei coada vaci. Bă, da, schimbările astea climatice au loc doar în spațiul Uniunii Europene? Ele nu mai au loc și pe acolo, pe unde stau ăia la 50-60 nu, de grade? Nu, nu m-am grajdu cu vreau vaci. Vreau să vă spun așa, oamenii ăștia spun așa, porci, vacile, ovinele, domne, poluează mediul. Dar eu vă spun un singur lucru și e părerea mea unui cetățean normal. Cea mai mare sursă de poluare în anii ăștia pe care e noi prostia. Sunt mințile, nu, sunt mințile bolnave ale celor care au pus stăpânire de acolo, de la vârful Uniunii Europene, până aici în țară. Dar asta cred eu că e trecătoare și că funcție de cum se vor poziționa oameni români și toți ceilalți cetățeni europeni, noi, patrioții, naționaliștii, în adevăratul sens al cuvântului, care punem cetățenii pe primul loc, vom putea schimba situația asta. De exemplu, în iulie, în ultima sesiune plenară a Parlamentului European, mințile astea diabolice au spus așa, bă, trebuie să limităm suprafața agricolă care trebuie cultivată de fermier. De ce? Păi dacă ăștia se duc să cultive prea mult teren, ne poluează iară mediul, domne, că pun acolo nu știu ce bălegar, nu știu ce pesticide. Bun, dar haideți să vă spun altceva. Dar de ce le permitem noi, să mă iertați că spun, ucrainenilor să treacă prin porturile noastre cu 30 de milioane de tone de cereale infectate, cum vreți dumneavoastră să spuneți, cu un pesticid care, înainte de război, a fost interzis în Uniunea Europeană. Ca să ce? Ca să ne arătăm omenie? Bă, noi ne arătăm omenie. Noi suntem oameni buni. Că așa ne-au învățat părinții și că așa ne-am dat Dumnezeu. Pentru că la noi, domnule, tuturor miniștrii, vedeți bine, vin să facă paradă la deschiderea hipermarketurilor. Eu vreau să fac o propunere. Solomon, eu și dumneavoastră ne-am săturat de aceste exerciții de popularitate. Nu ne mai înfițim, că sunt linciuni desumflate. Haideți să propunem la Consiliul European să se dea o lege împotriva vulcanilor care poluează atmosfera. Dacă tot vorbim acum de poluare, trebuie să luăm în discuție subiectul pe care vi-l promiteam la început, cu acest nou curent care bântuie lumea de această dată, lumea zootehniei, bineînțeles, ținta fiind vacile, da? Biete animale acuzate că reprezintă una dintre cele mai mari surse de emitere a gazelor cu efect de seră din întreaga lume. Și pentru a scăpa de această problemă, oamenii de știință din industria creșterii bovinelor tocmai au anunțat că s-a descoperit soluția, anume modificarea genetică a vacilor astfel încât ele să producă mai puține gaze și astfel să se reducă poluarea. Merg la domnul Marincea. Domnul Marincea, vedem că startul a fost dat de un fermier din Canada care a început deja să folosească material seminal cu trăsătură genetică cu conținut scăzut de metan pentru inseminarea artificială a peste 100 de vaci. Cel puțin asta anunță agențiile de presă. Cum vedeți dumneavoastră iată această inițiativă și soluție, da? Că este o soluție găsită de oameni de știință. Vă rog, domnule Marincea, dumneavoastră tocmai ne spuneați că
cel mai greu este, iată, cu vaca. Vaca. Acum nu o să mai tragă nici fâsul. Doamnă, o soluție, că este o soluție bună sau rea, dar ce facem noi, că noi suntem în spațiu Uniunii Europene și nu avem voie să consumăm organisme modificate genetic sau să producem din mai organisme bine. Modificate genetic. Pentru că de consumat avem voie, că luăm din Mercosur sau de oriunde altundeva soia modificată genetic și o consumăm și cu animalele și noi luăm produse din hipermarketuri din soia modificată genetic. Deci nu, acestea sunt niște aberații. Noi nu ne uităm pe cerul acestei planete, că este brăzdat zi și noapte de avioane care poluează. Noi nu ne uităm în mările și oceanele lumii. Nu, am ajuns la vacă, domnule Marința, aici, ea ne deranjează. Exact. Treaba lor e la coada vaci. Deci, dar știți de ce am ajuns la vacă? Haideți să vă spun. Știți care este, deci în opinia mea, știți care este chestiunea? V-am mai spus-o și mă repet. Bill Gates nu a înființat acele fabrici de carne artificială ca să stea cu ele, să nu producă. Exact. Trebuie să reducem numărul de animale și să producem carne din aia plastic sau un cancer pe pâine. În America, producția de carne artificială a fost deja legiferată, ca să ne fie foarte clar. În Uniunea Europeană, în urmă cu 2 ani de zile, o firmă din Olanda care se numește Fair Insects, aia care produce și insectele sau nu insectele, alimentele pe bază de insecte pe care unii le consumă, a primit de la executivul Uniunii Europene, de la Ursula von der Leyen, 200 de milioane de euro pe un experiment de producție a cărnii artificiare în laborator, astfel încât carnea asta pe care noi o consumăm în mod convențional să fie înlocuit. Adică oamenii ăștia sunt atât de diabolici încât spun așa, bă, dacă putem să facem bani și din piatră steacă, îi facem. Nu ne interesează nici sănătatea, nici binele sau bunăstarea cetățenilor. Că noi, slavă Domnului, românii cel puțin, noi suntem obișnuiți din generație în generație să creștem în curtea noastră. O porc, o găină, o vacă. Că dacă ăștia fi și ne spun, bă, nu mai aveți voie să creșteți vaci, că produc flatulențe și poluează mediul, așa le-a zis lor Greta, da? Ce ne facem? Acceptăm? Eu nu sunt dispus să accept așa ceva. Pentru că eu nu pot să bag în corpul meu, în organismul meu, o carne produsă artificial, care, apropo, conform unor studii produse de aceeași companie olandeză și am săpătrimit o producere, spune că este periculoasă în anumite cantități pentru consum uman. Și de ce ne le bagă ăștia pe gât? Mai mult decât atât, la Agenția Europeană pentru Siguranță Alimentară, în acest moment, există încă 8 dosare pentru aprobare pentru consumul unor 8 insecte, altor 8 insecte care se intre pe piața alimentară din spațiul Uniunii Europene. Ce vă spun pare crucial sau pare diabolic, dar din păcate este o realitate care ne paște în situația în care vom rămâne fără reacție. Eu vă spun lucrurile astea ca să le cunoașteți, să le verificați și în spațiul public, dumneavoastră mai ales jurnaliștii de calitate, avocații de calitate, fermierii de calitate, reprezentanții politici și ai pensionarilor de calitate să tragă un semnal de alarmă pentru ce urmează să se întâmple. Avem un singur noroc, că până în 2024, la primele alegeri, mai sunt 10 luni, pe 9 iunie 2024 sau ceva de genul. Atunci când noi toți avem cea mai mare putere din lumea asta, să-i schimbăm, să-i trimitem acasă. Iar eu sper și mă rog la Dumnezeu să reușim. Că altfel o să fie... Domnul Tudor, dar până oamenii atunci... ăștia nu trebuie strimiși acasă, oamenii ăștia trebuie strimiși în altă parte? Eu cred că trebuie întâi să încălcat, răspundă pentru ceea ce au făcut în acest moment. Au încălcat drepturi fundamentale... și nu au pățit nimic și au depășit prerogative de funcție fără ca cineva să îi deranjeze cu ceva, fără nicio autoritate, au luat niște hotărâri care i-au depășit ca putere decizională. Păi și chiar atâtea încălcări legislative și noi îi și plătim pentru doamna asta? Doamna Barcari, cine să-i pedepsească? Cine să-i pedepsească? Ei înșiși?
Păi ei dau legea, ei o implementează. Cine să-i pedepsească? Ba da, există autoritate și asupra lor. Domnul Moldovan, există vreo șansă ca oamenii ăștia să răspundă până la urmă? Există și autoritate. Există șansă dacă vor fi sesizări împotriva lor și depuse la parchetul general al României pentru abuzuri în serviciu. Deci trebuie făcut niște pași, da? Ca să înțelegem. De cine? De către cine ar trebui făcut? De oricine. De către cine? Și de mine și de dumneata și de oricine. Sunt neîndreptățiți să acceseze în spațiul care îl activează. De pildă, eu aș ruga toți fermierii să se unească, să meargă după liderii acestora, să nu se intimideze pe aceste amenințări, pe șantaj, pentru că ei pot face plângeri penale împotriva celor care îi amenință, care îi șantajează că dacă se duc și fac, se vor îndrepta împotriva lor, privind activitatea pe care trebuie să o desfășoare. Tocmai ne mărturisea domnul Marincea, da? Că sunt amenințați de primar, de consilier, de adică așa că... Adică să nu se lase intimidați, că drepturile lor trebuie să primeze, așa cum spune și doamna Balcari, au fost încălcate drepturile fundamentale ale noastre, ale cetățenilor. Păi adică cum, noi nu mai existăm? Și noi nu mai avem drepturi fundamentale? Și când primesc amendă oamenii ăștia, ce să facă cu să ea? Le conteste, să în le instanță. Conteste în temei legal. Au cu argumentația zile, da. Respectivă. Dom'le, mie mi s-a încălcat dreptul ăsta. Nu. Dar oamenii sunt umiliți și sunt sufocați de atâtea nedreptăți. Așa la un moment dat ajung să spună nu mai pot, nu mai suport, de las așa. Nu vedeți că vor să ne extermine, să ne bage pe gât mâncare artificială, să nu mai putem mânca și natural. Și serul cu titlu de vaccin care de fapt s-au demonstrat că sunt cu vreți totul să altceva mai decât vaccin. Stați să nu ne îndepărtăm de coada vacii, doamna Balcari, vă rog e frumos. Tot că e tot coada vacii. E foarte important. Vă rog, domnule Tudor, spuneați ceva. Da, vreau să vă mai spun ceva adiacent discuției, ca o completare la ce a spus domnul avocat. Domne, vreau să știți așa, Organizația Mondială a Sănătății, undeva pe la sfârșitul anului trecut, și-a publicat o nouă strategie, 2020-2030, pentru combaterea pandemiei. Și acum mă întreb eu așa, ca un om cu minte la cap, bă, de ce faci tu strategia asta dacă nu știi ce vine? Sau de unde știi tu că vin? Că tot vorbeați mai devreme de toate răutățile care se produc. Mai mult decât atât, că tot vorbim de animale, de vaci. Eu vă propun tuturor să începem așa o inițiativă cetățenească, cel puțin în România, să colectăm câteva semnături și toate semnăturile astea să ajungă undeva, după ce probabil fie epuizate toate căile de recursuri, dar la Curtea Europeană pentru Justiție, domnule. Sau să-i dăm în judecată undeva, pentru că oamenii ăștia ne încarcă niște drepturi fundamentale. De acord, hai să o niște facem. Libertăți. Sigur că da. Eu în Parlamentul European, imediat ce se termină vacanța, că oamenii ăștia sunt atât de buni și au făcut atât de multe lucruri frumoase pentru Europa asta, că au zis să plece și ei în vacanță pe banii noi. Să plece, păi, da. Să fie sănătoși. Voi începe un parcurs de câteva petiții împotriva multor oameni care au încălcat foarte multe drepturi, inclusiv ale unor jurnaliști de calitate care n-au făcut altceva decât să spună adevărul în spațiul public, dar vezi, doamne, s-au deranjat unii de pe la CNA și au amendat și cu 30.000 de lei. Un lucru absolut inacceptabil. A devenit în țara noastră, din păcate, adevărul sau exprimarea adevărului o anormalitate, iar minciuna a devenit valoare națională, doamne. Internațională. Așa este. Da. Eu subscriu în totalitate, societatea civilă trebuie să se trezească și să acționeze, să nu mai aștepte, pentru că, într-adevăr, în 2024 avem un an electoral și atunci trebuie să știm exact ce votăm, pe cine votăm și apoi să nu ne mai plângem de ce trăim așa prost. Da, numai că trebuie să ajungem în acel moment al votului, da? Și până atunci haideți mai avem 10 luni, spunea domnul Tudor. Eu vă dau un exemplu. Politic vorbind, suntem năuciți și la mâna lor. De ce? Niciun partid, când vine să se prezinte în campanie electorală, nu vine să spună, eu când o să mă instalez, o să vă cresc prețuri, o să vă pun taxe, o să vă măresc, mă rog, orice cheltuială, o să vă fur fonduri, o să vă chinui și o să vă batjocoresc, cum o să-mi vină mie mai bine și mai rău. Așa. Toate partidele vin și zic, vai, dacă ne alegeți pe noi, dar o să vă construim în primul rând drumuri, că ne-au căpiat cu drumurile astea construite. O să vă facem spitale, o să vă facem policlinici, o să vă facem și o să vă dregem până ies
frumos în funcție și când ajung în funcție, vorba marelui filozof Ludovic Orban, care a zis ce vă promitem în campanie electorală e una și ce facem după e alta. Cunoaștem deja placa. Acest mare filozof a avut mare dreptate că noi nu ne-am dat seama. Și vorba este, am ajuns ca în piesele lui Caragiale și suntem ca în piesele lui Caragiale cap-coadă, dar toți suntem niște cetățeni turmentați. Și ne întrebăm la vot, eu cu cine votez? Da. Și vin alți politicieni care spun, a, păi dacă nu m-ați ales pe mine, voi sunteți de vină. Nu sunt politicienii de vină că fură, că jefuiesc, că terfelesc o țară întreagă. Nu, cetățenii sunt de vină că de ce i-au ales pe ăia și nu i-au ales pe ei alți, de parcă erau altfel. Aș vrea să mergem și către doamna Teodorescu, fiind în dezavantaj, mai ales că sunteți prin legătură telefonică, ne mai auziți, da, doamna Teodorescu? Vă aud, doamna Solomon, vă aud. Mulțumesc frumos pentru răbdare. Apropo de informația noastră legată de aceste vaci modificate genetic, cum, da. Ce le povestim noi copiilor? Cum le explicăm noi că aceste, iată, vaci modificate genetic emit mai puține gaze și rezistă mai mult la căldură? Mi s-au mutat robinete. Doamna Solomon, dați-mi voie să vă zic două chestiuni. Prima chestiune este că omul a început să se cam joace de Dumnezeu așa în ultimii ani. Dacă analizăm cu atenție ce invenții, ce lucruri se creează, toată treaba asta cu organismele modificate genetic asupra cărora se intervine, e un pic de joaca de Dumnezeu așa. Nu ne mai place cum a creat Dumnezeu natura și vrem să o facem mai bună, că ne pricepem noi mai bine cum ar trebui să fie. Povestea cu vacile care elimină prea mult gaz e o nebunie, e o prostie. Să nu uităm că pe planeta asta, dacă analizăm așa statistic, s-ar putea să fie mai multe pisici, câini, ca să nu zic oameni, decât vaci. Da. Mâine, poimâine ne trezim să facem ceva și asupra cățeilor din gospodării sau pisicilor sau, de ce nu, chiar oamenilor. Ce, oamenii nu dau gaze, nu elimină gaze? Adică unde ne oprim? Există vreo limită sau ne tot ducem așa dintr-una în alta la nesfârșit spre nebunie, spre autodistrugere? Ni se va face avantajul că ni se vor da dopuri. Nu știu ce să vă zic și treaba asta cu dopurile, că tare mi-e să nu se descopere. Ocluzie intestinală puteți să ziceți. Poftiți? O să facem ocluzie intestinală și uite așa se va asta, reduce populația. Exact. Mai au oameni ăștia dacă s-au gândit ei să modifice genetic vaca. Da. Dar de ce nu se modifică ei genetic? Să schimbe puțin mintea, să gândească puțin normal. Ce să schimbe? Trei, Dumnezeu pe pământ. Ce că să schimbe? Dacă ăștia mai continuă, doamna Barcari, dacă mai continuă și mai sunt lăsați să continuă așa, s-ar putea, așa cum a spus doamna Teodorescu, să ne cloneze. Dar să ne cloneze în astfel, într-un fel încât să ne manipuleze. Dumne, oamenii ăștia n-au nici minte, n-au nici suflet, Ce să schimb la ei? N-au Dumnezeu. N-au Dumnezeu, pentru că dacă ar fi avut, n-ar fi făcut așa ceva. Ei sunt dragi și sunt foarte dur când o spun. Ei sunt dragi și copiii dracilor. Da. Ca să înțelegeți. Și am văzut eu în Parlamentul ăla european de când sunt acolo, m-am crucit. Când a venit unul să spună că el e Fecioara Maria, deși era bărbat cu păr lung și cu barbă, a trebuit să-l iau la trei păzește. Au făcut unii o expoziție în care niște reprezentanți ai comunității LGBTIQ+, și cum o mai fie, cu respectul să-i dea Dumnezeu sănătate, îl devorau pur și simplu pe Domnul nostru Iisus Hristos, îmbrăcați în fel și fel de orătări. Nu se poate așa ceva. Vă aduceți dumneavoastră aminte că la un moment dat noi celebram pe străzile României, îl celebram pe Sfântul Nicolae, pe Sfânta Parascheva. Oamenii ăștia cu mintea asta prea deschisă îl puneau în zona lor intimă și mărșăluiau pe străzile din Bruxelles, pe străzile din București. M-a întrebat Fimiu la un moment dat, mă tată, dar de ce se îmbracă nenea ăla în sutien și are părul ieșit prin sutien? Și eu îi spun, tată, suntem la circ. Dar e un circ fără bilet. Ce puteam să-i spun? S-a dus fiul la școală și îi spune profesoara, tu când o să fii băiat, când o să fii mare, poți să fii fetiță. Și a trebuit să mă duc la școală să-i spun doamnei, dar dumneavoastră puteți să fiți bărbat acum la 30 ani și am închis gura. Doamnă, eu vă spun așa, am 35 de ani și am trăit atât de mult în jurul meu. Dar niciodată, absolut niciodată, nu mi-am pierdut speranța pentru că nu l-am pierdut pe Dumnezeu. Cu credință în El și cu oameni buni în jurul nostru,
să știți că putem câștiga. Trebuie doar să nu renunțăm. Și în momentul în care suntem pe buza prăpastiei, pentru că suntem pe buza prăpastiei, trebuie să facem un lanț atât de puternic încât să ne tragem înapoi de pe buza prăpastiei. Uitați-vă la noi toți, de la domnul Solomon până la domnul Marin. Suntem oameni de o calitate umană extraordinară. Dar din păcate foarte mulți proști, foarte mulți neaveniți, foarte mulți oameni care predică în spațiul public avarismul și au dat mână. Și e foarte greu să rupem lanțul ăla vicios, dar nu e imposibil. Trebuie să încercăm, că la un moment dat o să apară acolo o frântură prin care să intrăm și să-i dăm la o parte. Și bunătatea Domnului nostru Iisus Hristos cu siguranță va triumfa, pentru că nimeni pe lumea asta, nici dracu, nu-i mai puternic ca Doamne, Doamne. Fără discuție. Eu mai pun altfel problema. Au fost demonstrațiile astea LGBTQ și mai știu eu ce. Și am întrebat pe unul dintre, mă rog, cine era acolo, dumne, explică-mi și mie că poate nu mă duce dintre nimic. Participant sau? Da, participant. Așa, era îmbrăcat aiurea, în sfârșit, peptănat, așa, mânjit pe față, în sfârșit. Și am întrebat, dumne, spune-mi și mie, de ce faci chestia asta? Și a zis, pentru ca să avem drepturi egale. Și ce drepturi n-aveți? Spuneți-mi și mie, care este dreptul ăla pe care nu-l aveți și l-avem doar noi? A rămas suspendat și n-a știut să-mi spună. Și a zis, da, dar în altă parte nu știu ce să-mi spune. Zic, du-te în altă parte, că aici nu e așa ceva. Și în altă ordine de idei, eu dacă umblu pe stradă în trei bretele și goală, mă prinde poliția că se numește exhibiționism și e faptă penală, da? Dar ăia că au umblat în halul în care umblau ca aiurea, așa, cum se numește că e? Și pentru ce e toată demonstrația aia? Ce vor oamenii ăștia? Ce li se interzice? Bun, să înțeleagă, nu, să înțeleagă ce ne auzi. De ce au nu, făcut acele demonstrații? Ce? Ce vor? Să înțeleagă ce ne aul că n-avem nimic cu această comunitate. Absolut, ai sau n-ai. Absolut, Tudor, eu pun problema așa. În societate, nimeni nu are cu oamenii ăștia nimic. Dacă își văd de treaba lor și nu mă deranjează, că și eu dacă deranjez o să aveți cu mine ceva. Deocamdată avem o problemă cu vacile, doamna Barcari. Dom'le, dacă pe ei deranjează și vacile. Pe noi nu, să ne lase în pace cu vacile noastre. Înainte de a trece la următorul subiect, pentru că timpul se scurge repede, 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 aș vrea să-l întreb pe domnul Marincea. Domnule Marincea, ce v-ar mai surprinde, nu știu, ca inițiativă în domeniul dumneavoastră de fermier, da, având în vedere că, iată, vin tot felul de propuneri de inseminări a vacilor ca să nu mai producă gaze. Ce credeți că ar mai putea să inventeze? Au terminat toate problemele pe care le au de rezolvat în acest moment. Dumneavoastră, așa, povestiți-ne din experiența noastră, cu ce vă confruntați așa la firul ierbii acum, în momentul ăsta? Să propună și colectarea gazelor, că poate, ce știu eu, mâine propuneți ceva domnului ministru, că tot vă întâlniți cu el. Ca o glumă, să știți că nu mă mai miră nimic, dar poate vor, pentru noi, poate vor face, vor inventa ceva. Și zic eu, ca să nu mai creștem animale, vor inventa un salariu pe viață, ca să stăm și noi să ne putem duce în concedii, să ne distrăm și să nu mai creștem animale. Credeți dumneavoastră că noi vom mai rezista și animalele noastre, deci noi vom mai rezista ca și fermieri, cu prețul de 1,30 lei pe litru de lapte, cu seceta care este în sud-estul țării instalată, anul ăsta vor dispărea, dacă nu zeci de mii de ferme, cel puțin mii de ferme. Deci nu, nimic nu ne mai miră. Deci vor veni cu fel și fel de propuneri, cu fel și fel de nenorociri care noi deci nu știm cum să reacționăm. Pentru că vi-am spus, vroiam să fac o mică completare. Ne spunea interlocutorii noștri, doamna Barcari, în special, că noi trebuie să ne procesăm, să învățăm să procesăm, că nu știm, că spun cei de la guvernare, că nu știm să procesăm. Păi dacă nu vor să implementăm acel
cum să spun eu, proiect pe care l-au ei de la furcă la furculiță, să ne dea voie să procesăm în ferme, să ne dea voie să vindem în proximitatea fermelor, să mănânce oamenii cât mai sănătos. Deci noi nu vom putea să ne asociem și vă spun de ce. Am avut două cooperative la nivelul județului Teleorman înființate de către mine cu câțiva colegi ai mei, iar una pe creșterea animalelor au fost oamenii amenințați de liderii asociațiilor unde ei mai erau membri și primeau COP-ul sau aveau alte, eu știu, își vindeau produsele prin acele asociații și au fost amenințați ca să plece de la noi pentru că acele asociații care fac controlul oficial al performanțelor producției și dețin registrele genealogice sunt plătite de către stat și sunt la mâna politicului. Și atunci spun, băi, vedeți că ăia sunt de nederanjează, sunt incomozi, ia faceți în așa fel încât oamenii să plece de lângă ei, să rămână singuri și să-i distrugem. De ce nu fac? Bineînțeles că am rămas de doar câțiva oameni și au distrus acea cooperativă. Altă cooperativă am făcut-o pe legume. Casa de Comerț Unirea, la momentul ăsta am avut un litigiu cu ei, am fost dați în judecată. Am avut undeva la 80 și ceva de persoane, membri în acea cooperativă. Luasem 76 de persoane lângă noi. Am făcut un proiect cu Ministerul, cu Casa de Comerț Unirea, că vor lua produsele și nu au preluat niciun produs de la noi. Ba mai mult, ne-au dat în judecată, pe fermieri au dat în judecată că vezi, Doamne, să le plătească ce aveau de ce primiseră de la minister. Păi fraților, voi treia să ne luați noi nouă producția și nu ne-ați luat un kilogram de produs. Și cum vrem să ne mai asociem? Ce să mai facem noi? Că nu mai știm cum să o luăm. Cum ați ieșit la liman din situația asta? Asta e act de trădare. Deci este subminarea economiei noastre, dar nu mai există articol în codul penal. Și ce soluție aveam? Și atunci eu fac lejer, subminează economia cum le vine și gata. Ce soluție ar fi în asemenea situație, iată, cea prezentată de domnul Marinț? Păi asta este subminarea economiei, pentru că șicanele astea, pe de o parte îi acuză că nu se organizează într-o industrie agricolă, pe de altă parte, dacă se organizează, sunt șantajați și strânși cu ușa să nu o deci facă. Așa? Deci sunt niște manevre mizerabile de niște oameni care sunt în funcții decizionale, politic fiind și total pe din afară, servesc ori alte interese, ori mai e un lucru foarte grav care îl găsiți peste tot. Nu își asumă nicio responsabilitate. Ei sunt pe posturile alea pentru niște bani și niște avantaje. Responsabilitățile îi disperă și niciodată n-o să fie de acord să facă ceva în care să se angajeze, să aibă niște obligații, pentru că înseamnă că se deranjează. Nu mai stau comod pe scaun. Și atunci preferă să sufoce orice și să nu se facă nimic. Vă rog, domnule Marincea. Sunt câteva cooperative prin țara asta care rezistă, dar din informațiile pe care le avem, acele cooperative sunt cooperativele de partid. Care în spate au un partid sau altul de la guvernare, care sunt susținute de oameni din minister, de consilieri ai ministrului. Nu, asta este spionaj. Asta e combinația cea mai mizerabilă care se întâmplă la noi în țară de mafie și spionaj. A fost spionaj industrial și ne-a fost distrusă toată industria, pentru că ăsta este spionaj industrial ce a fost aici. Și securitatea noastră este bine plătită să trăiască și bine că există. Așa, acum se face o mafiotizare și a ultimei resurse, care e foarte mare, foarte bogată. Se joacă politic, uite, unii pot să facă, alții nu pot să facă, cum adică? Dar ce spuneți de faptul că aș vrea să vă propun și următorul subiect, apropo de complexul energetic Oltenia, că Sebastian Burduja se duce să negocieze la Comisia Europeană, dar nu garantează că va obține ceva. Și mai exact, soarta complexului energetic Oltenia, care este deja pecetluită. Ministrul Energiei așadar a anunțat că va încerca să renegocieze la Comisia Europeană planul de restructurare, dar nu garantează că nu va fi declarat ilegal ajutorul de stat. Întârzierile mari în demararea investițiilor în cele două centrale pe gaze și în parcul fotovoltaic fac imposibilă
respectarea planului de restructurare impus de Comisia Europeană. În tot textul ăsta justificativ se găsește undeva interesul național? Vorbesc prostii. Vorbesc prostii și bat câmpii. Unde este interesul nostru național? Ce mă interesează pe mine, IFOSELE, să zicem Consiliul European, dacă mie mi-încalcă interesul național? Ăsta este primul care trebuie să existe, ăsta este singurul care trebuie să primeze, iar Consiliul European, dacă nu-i convine, să găsească alte soluții la el în curte. Nu la mine în curte. Este acum în criză energetică. Eu sunt condiționat să nu-mi susțin o structură de producere a energiei? Nu mai spun că... Doamna Bargari, o completare. Sunt total de acord cu dumneavoastră, dar vreau să vă spun un singur lucru. Dom'le, răul care se întâmplă acum nu e ordonat de Comisia Europeană. Ca și în cazul PNRR-ului, niște români s-a dea, au scris acolo niște măsuri diabolice care nu pot fi implementate. Vorbim de un ajutor de stat, în cazul complexului energetic Oltenia, în valoare de 2,7 miliarde de euro, acordat în ianuarie 2021. Păi ce au făcut oamenii ăștia în 2 ani de zile cu bani? Unde s-au dus? Banii erau pentru restructurarea și reconsolidarea complexului. Adică să producem, domne, să dăm locuri de muncă românilor, să nu-i mai trimitem afară. Și acum se duce domnul Burducea ce să facă la Comisia Europeană? Să negocieze ce? Ce n-a păi fost a și afirmat, domnule Tudor, păi a și spus că el nu își asumă un rezultat negativ al negocierilor cu Comisia Europeană. Asta e ce spuneam înainte. Niciun politician nu își asumă responsabilitate economică sau a faptelor sale. Toată lumea trăiește lejer pe bani mulți. Dar eu pun problema altfel. Dar ajutorul de stat trebuie înapoiat. Acest complex industrial este un complex de mare strategie națională. Foarte bine, îl iau înapoi în patrimoniu național și îl exploatez și îl organizez în interesul meu național, așa cum îmi convine mie, fără să mai intervin altcineva. Este proprietatea mea și fac ce vreau cu el. Da, numai că așa sigur, cum spunea și domnul nimeni. Tudor... Acolo s-a dus... Mă rog... Mulțumesc, domnule Tudor. Așa cum spuneați dumneavoastră mai devreme, demersurile de renegociere și de blocare a investițiilor ar fi trebuit făcute încă de anul trecut de fostul ministru al energiei, de Virgil Popescu. Astfel ce? Că vedem că de cine? De domnul... Ce urât vorbiți. Exact. Așa că problemele astea toate rămân la nivel declarativ și am să vă citesc, dacă îmi permiteți, din declarația pe care a făcut-o domnul Burduja. Sunt dispus să discut cu Comisia Europeană, dar nu pot asuma rezultatul acestor discuții. Ceea ce eu mi-am asumat este că sunt dispus să fac aceste discuții și chiar o negociere, dar nu pot să-mi asum ceea ce nu depinde strict de mine și ceea ce nu sunt sigur că pot duce la îndeplinire. Dar suntem datori să încercăm pentru că este o situație obiectivă. Cum adică? Uitați-vă ce chestii de-astea deviate așa pe din afară. Nu mi-asum responsabilitatea. Da, sunt dispus, că sunt important. Da. Și mă duc acolo, vă fac o favoare. Dom'le, omul ăsta e plătit din bani publici. El este angajatul meu și al oricărui cetățean să facă treabă. Vă rog, domnule Tudor. Mă uit la declarația domnului ministru, care este pur și simplu răufăcătoare. Omul ăsta cu intenție face rău. Păi bă, frate, dacă tu ești ministru și te duci să renegociezi un plan de redresare cu distinsa Comisiei Europeană, păi te duci să reușești, mă. Nu te duci ca să marchezi acolo pe planul tău de activitate. El ne face favoruri, dumneata, nu vrei să înțelegi că ne face favoruri. Nu e, domnule, niciun favor. Noi îl plătim pe omul ăla, ca și pe alții din Guvernul României, ca să pună pe picioare toată industria asta din țara românească. Pe picioarele cui? Dacă ai luat pe picioarele lor, ai luat 2,7 miliarde de euro în 2021 și au trecut 2 ani de cât i-ai luat, unde i-ai băgat, mă, frate? Ce ai făcut cu ei? Că l-a luat cel de dinaintea lui, de ce îi dau vina? Nu, 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 păi este exact ce spuneam, nu partidul, nu guvernul care a fost e de vină. Dacă e de vină, foarte bine, ia măsuri, pedepsește, recuperează banii, pentru că altfel ești complice. Degeaba te plângi. Avem aici un avocat să mă contrazică. Doamna Solomon, v-am spus și la început, domne. Și vă rog eu frumos să le spuneți dumneavoastră. Complice cu dumneavoastră dacă ai făcut-o și nu te dau. Noi nu-i plătim pe oamenii ăștia să se certe între ei.
Deci domnul Burduja a fost și este coleg în continuare cu domnul Popescu. Să nu ne mintă, că nu suntem proști. Deci dacă merge la Bruxelles, are datoria, cel puțin morală, dacă nu politică, să vină acasă cu un plan de redresare și reconstrucție negociat în interesul românilor. Adică ăia 2,7 miliarde de euro. Îmi place să repet cât bani a primit România din banii noștri, da? Din banii noștri, taxe și impozite, pentru complexul energetic Oltenia, ca să-l pună pe picioare, domne. Să aflăm și noi, vreau și eu să aflu unde s-a dus partea mea de contribuție, că dacă ar fi fost altceva, aș fi ales cu banii ăia să-mi educ copiii mai bine, doamne. Să pun mai multă mâncare pe masa unor săraci din România, că avem 150.000 de copii care mor de foame în fiecare seară. Avem 8 milioane de săraci în România și avem 1 milion de pensionari care trăiesc cu 1.200 de lei în fiecare zi. Și m-am dus eu, plătitor de taxe și impozite, să-i dau domnului ministru Popescu și acum domnului ministru Burduja 2,7 miliarde de euro ca să creeze niște locuri de muncă pe la complexul ăsta energetic. Păi ce ai făcut cu ei, nene? Păi el n-a făcut nimic, cel de dinainte lui n-a făcut nimic, nimeni nu e de vină, dar România se prăbușește. Doamna Solomon, au fost colegi. Dacă oamenii ăștia se mai învinuiesc unii pe ceilalți, ar trebui să introducem în codul penal și în codul de procedură penală învinuirea ca infracțiune, doamnă. E posibil, doamna Teodorescu, dacă ne mai auziți și mai sunteți cu noi? Da, doamnă Solomon, eu din discursul domnului Burduja am înțeles că dumnealui știe deja rezultatul. E clar că CEO Oltenia se va închide. De-aia nu și-a asumat rezultatul discuțiilor, nu? Ca să le spună românii că se resemneze, că el încearcă, dar nu o să rezolve nimic și practic să ne resemnăm. Și că nu e vina lui că nu se rezolvă, nu? Și se va distruge totodată sistemul energetic național. De fapt, prin această politică antiromânească, țara noastră o să se transforme din producător de energie în importator de la băieții deștepți care sunt în spatele celor care conduc acest domeniu. Și totodată, absolut, prin închiderea CEO Oltenia, mii de angajați o să aibă de suferit împreună cu familiile lor. Dar, aparent, acest lucru nu contează pentru guvernanții noștri. Păi ei nu cânt în șomaj, doamnă. Ați văzut vreun guvernant șomer? Eu am văzut prim-ministru fără bac, doamna Barcari. Ăsta e șomajul, dar l-am văzut fără bac. Fără bani? Dar știți ce mă miră? Să facem o chetă! Domnule Tudor și doamna Barcari și domnule Moldovan și doamna Teodorescu și stimați telespectatori, ne spune ministrul, da, că prioritatea zero a ministerului pe care îl conduce este siguranța sistemului energetic național. Ceea ce înseamnă să ai o producție în bandă pe care să te poți baza. Care e aia? Știe ce spune? Păi, unde e? Nu, dar știe ce spune? Unul din reactoarele de la Cernavodă se închide. Deci în 2029 pierdem un important producător de curent al țării, unul din cele două reactoare. Între timp mai închidem și CEO Oltenia, cu hidrocentralele n-am rezolvat am nimic. Am închis și termocentrala de la Mintia. Sigur că da, le închidem pe toate. Da, dar facem panouri solare. Vindem panouri solare, o să și le punem și Barcari, pe... Vreți să vă mai spun, o informație absolut diabolică? Vedeți, dumneavoastră, s-au luat de noi că, domne, nu mai conduceți mașini că poluează. Domne, nu mai conduceți nu știu ce că poluează. Dar ei să plimbă cu avioanele lor private, poluează. Mai mult decât atât, ca să vedeți cât de nebună le e mintea. S-au luat de transportul maritim. Au spus așa, că vapoarele de mari dimensiuni ar trebui să navigheze pe electricitate. Păi bă, deșteptilor, unde puneți voi borna electrică în mijlocul Atlanticului? Nu? Da, ca să mai și glumim. Da. Nu, doamna Barcari, stimați invitați, eu vă spun așa și sper că oamenii care se uită la noi sunt din ce în ce mai mulți și sunt oameni care gândesc cu sufletul, cu inima și cu mintea la un loc. Oameni buni, știți dumneavoastră că în Biblie se vorbește de apocalipsă. Într-o formă sau alta, de mult. Într-o formă sau alta noi o trăim. Da. De ce? Pentru că de prea multă vreme diavolul prin adepții săi conduce lumea. Da. Trebuie să ne unim din ce în ce mai mult, să nu mai fim orgolioși, să nu ne mai judecăm, să nu mai fim răutăcioși, să încercăm să beneficiem de toate punctele noastre forte. Eu voi fi bun pe politica europeană, că acolo am lucrat, acolo lucrez, știu cum se fac lucruri.
doamna Barbie îi pună pe pensie, domnul avocat ne ajută să-i dea Dumnezeu sănătate, doamna Teodorescu la fel, doamna Solomon, jurnalistă de calitate. Vă domnul dați seama ce ar însemna ca noi toți? Când ziceți să lăsăm orgoliile și să dăm mână de la mână, să ne împăcăm, ne transmiteți cumva un mesaj din partea doamnei Șoșoacă? Da. Nu vă transmit un mesaj, vă transmit mesajul meu, doamna Teodorescu. Mesajul meu unui om de bună credință. Poate sunteți delegat și vreți să ne spuneți ceva. N-are legătură. Subiect și predicat, să înțelegem. Nu, mai puțin. Doamna Teodorescu, veți afla la momentul potrivit când voi fi europarlamentar. Și dacă doamna Teodorescu, doamna Șoșoacă, să spunem că transmite prin domnul Tudor un salut sau, nu știu, întinde mâna, e bine, e rău? Cum vedeți acest lucru? E foarte bine, doamnă. O întreb pe doamna Teodorescu. Eu așteptam să-mi confirme mai întâi domnul Tudor dacă este mandatat din partea doamnei Șoșoacă să transmită un astfel de mesaj. Și înțeleg că nu este, Teodorescu, că este doar părerea domniei tale. Sunteți sau nu, domnul Tudor? Ca să înțelegem și noi și doamna Teodorescu. Da, treaba lui! Bine că spune. Stați ce zic, doamna Barcari, să ne răspundă domnul Tudor. Domnule, spune ceva rău. Vreți să vă răspund? Da, domnul Tudor, vă rog. Pozițiile mele sunt pozițiile mele, dar sunt la rând, ca nu vedeți. Am înțeles. Păi, bun, poate până la emisiunea următoare aveți o discuție cu doamna Șoșoacă, cu președinta partidului, și dacă aveți ceva de transmis, ne ziceți. Doamna Șoșoacă, ca și mulți alți lideri politici din țara asta, mă apreciază enorm de tare, așa cum și eu o apreciez pe doamna Șoșoacă. Mie îmi plac oamenii care țin cuvântul de la început până la capăt. Oamenii care spun că sunt naționaliști din măduva oaselor și până la capăt, indiferent de greutate. Mulțumită de răspuns, doamna Teodorescu. Sigur că da, mai ales că și eu îl apreciez pe domnul Marius Tudor. Cum aș putea să nu-l apreciez? Respectul este reciproc. Dacă este toată lumea mulțumită și este reciprocă, iată, aceasta, aș vrea să ajungem la concluzii, pentru că timpul, așa cum vă spuneam, s-a scurs rapid. O să încep chiar cu domnul Moldovan, aflat aici lângă mine, după ce am văzut ce declarații a făcut domnul Burduja. La ce să ne mai așteptăm, domnul Moldovan? Cum vedeți dumneavoastră lucrurile? Nu ne mai așteptăm la nimic. La mai rău poate, dar la bine deloc. Subscriu în totalitate ce a spus domnul Tudor și dacă ne unim și încercăm să facem ceva, ca societate civilă putem să răspundem toată situația care este în defavoarea noastră și să putem accede pe lucruri fundamentale care să conducă pe un trai mai bun. Doamne ajută, ar fi bine. Mulțumesc foarte mult, domnule Moldovan. Doamna Barcari, o concluzie, vă rog. Eu sunt depășită de cancanurile politice, întotdeauna am fost. Atâta timp cât se intervine pe ambiții politice și pe chestii de astea, se pierde. Soluția ar fi, indiferent câte partide ar fi, mai mari, mai mici, mai mărunte, mai vocale, mai puțin vocale, dacă ar avea un scop comun, cum să spun, interesul național în primul rând, și oameni corecți care să, într-adevăr, să-și dea mâna și să facem lucruri așa cum trebuie, politica ar merge perfect. Dar deocamdată ne șicanăm unii pe alții. Inevitabil nu apar este, șicanele, nu adevărat, așa, mici, eu nu pot fine, să cred că încet, nu încet. Este posibil, chiar și într-un mediu politic, să ne recunoaștem niște calități și niște valori și să avem și niște interese comune. Este aici devine meschinăria, intervine meschinăria mă politică. Mă bucur că n-am reușit să ne tensionăm nu, foarte tare în această seară. Nu. Vine partidul Cutărescu și zice, eu am făcut un centimetru de șosea. Ălălaltul vine și spune, am făcut un centimetru și jumătate. Și centimetrul ăla și centimetru jumătate tot degeaba sunt. În realitate, tot ce se urlă și se aclamă politic este de fațadă. Nimic nu este solid. Și noi, cetățenii de rând, care am muncit o viață, care ne zbatem în continuare, vedem că nu ne ridicăm, nu se rezolvă nimic niciodată. Cu toate cancanurile politice, cu toate promisiunile, cu toate perspectivele, cu toate angajamentele, cu tot PNRR-ul ăsta care ne sufocă. Din păcate. Mulțumesc, doamna Barcari. Doamna Teodorescu, vă rog o concluzie. Da, doamna Solomon, vă mulțumesc. Concluzia este că românii nu trebuie să îndure orice li se livrează pe tavă din partea guvernanților. Românii trebuie să gândească cu mintea lor și în momentul în care își dau seama că sunt păcăliți, că sunt duși pe o cale greșită, că se iau măsuri împotriva binelui lor, așa cum se tot iau de ceva timp, să iasă în față și să spună chestia asta.
până la anul, până la alegerile din 2024, mai există și alte modalități prin care putem să ne revoltăm de ceea ce ni se întâmplă. Nu trebuie să așteptăm până atunci, până în 2024, cu capul plecat, doar de dragul că nu avem ce face. Ba, avem ce face. Putem să luptăm, putem să ne revoltăm, putem să spunem. Am văzut astăzi un demers în cadrul Ministerului Finanțelor, un protest spontan al angajaților, care, preferitor la ordonanța asta austerității, efectiv nu au mai existat la câtă nedreptate se face prin ea românilor și au ieșit în sediul Ministerului să protesteze. Toți angajații, deci oameni care lucrează la statul român și care și-au dat seama că prin ei, prin Ministerul de Finanțe, românii sunt lăsați în picioare. S-au organizat un protest spontan. Nu vă supărați, doamna Teodorescu, eu vreau să vă felicit, de exemplu, pentru marșul ăla care s-a făcut împotriva PNLX 145 și totuși legea s-a dat. Și nu numai că s-a dat, vedem și efectele. Păi dar tocmai. Și acești oameni s-au revoltat la Ministerul Finanțelor, eu cunosc niște amănunte și într-adevăr au dreptate, așa, și vă spun eu că măsurile se vor lua. Uitați-vă că ne revoltăm pentru creșterea abuzivă a prețului energiei, pentru închiderea obiectivelor energetice care vin să accentueze această criză și cu toate astea, ele se vor închide. Ce facem în situația asta, doamna Teodorescu? Nici nu putem să acceptăm așa resemnat că orice am face noi, lucrurile sunt scrise și finalizate și că totul se închide, totul moare. Trebuie să luptăm până în ultima clipă. Orice nedreptate, orice lege dată prost, o contestăm, o atacăm, ne ducem la CCR, ne ducem oriunde se poate. Există iar soluții prin urmare. Apropo de doamna Șoșoară, aduceți-vă aminte că țipa, urla, rupea hârtii, fluiera acolo împotriva unor și avea dreptate, chiar dacă modul în care o făcea era exagerat, dar ea a avut dreptate și tot ce au vrut ei au făcut. Pentru că, din păcate, minoritatea nu are putere în fața unei majorități nocive, doamna Barcari. Vă dați seama ce ar însemna ca o minoritate care propagă adevărul în spațiul public să devină majoritate? Asta trebuie să ne dorim și dacă îmi permiteți, doamna Solomon, că tot vorbesc, ca o concluzie să le transmit un mesaj românilor, bă, fraților, vă spun așa, România, trezește-te, pentru că tu trebuie să renaști din propria cenușă. Știi de ce? Pentru că acum chiar ai cu ce și ai cu cine. Vă rog frumos pe toți care ne urmăriți, puneți-l ca principalul punct de referință în viața dumneavoastră și în activitatea dumneavoastră pe Dumnezeu. Pentru că El chiar poate face minuni și una dintre minuni ați văzut-o la Urziceni, acolo unde s-a născut fetița aia frumoasă, foc și minunată, care îmi este fină pe stradă, curtea spitalului din Urziceni. Vă dea Dumnezeu să facă. Să vă trăiască și să-i dea Dumnezeu sănătate, să vă audă Dumnezeu pe toți. Vă mulțumesc pentru prezență și pentru analiză. Vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor și domnilor. Rămâneți cu noi pe Global News.